Zacuscă, dulcețuri, prăjituri cu dovleac, mere, prune ori alte fructe de sezon, siropuri, tablouri, dar și aranjamente și decorațiuni. Toate au fost realizate și prezentate de către elevii Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna din Deva. Au muncit cu mare bucurie și migală pentru a participa la târgul de toamnă, cel mai colorat anotimp fiind redat în toate bunătățile preparate de către ei, alături de părinți și dascăli. Zeci de elevi ai Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna din Deva au adus la târgul de toamnă produse realizate, care mai de care mai frumos ambalate și gustoase. Tot efortul fiind depus pentru a marca acest frumos și colorat anotimp, toamna. Dar nu doar acesta este motivul pentru care dascălii, părinții și copiii au făcut front comun pentru a realiza toate produsele pe care le-au așezat frumos pe tarabe, ci și acela ca din banii câștigați să organizeze o excursie. Este un moment foarte așteptat de către elevii de la Școala Andrei Șaguna, cu precădere elevii de ciclu primar. Sunt împreună elevii din Alternativa Step by Step, împreună cu elevii din învățământul tradițional. Suntem la a patra ediție. Este un proiect integrat unde elevii își arată competențele pe care le-au dobândit de-a lungul anilor pentru cei mai mari în acest an școlar, pentru cei care sunt mai mici, împreună cu educația antreprenorială și educația financiară pe care noi o desfășurăm la Andrei Șaguna. E momentul lor la finalul primului modul. Eu mulțumesc din suflet familiilor care ne susțin și care au făcut astăzi posibil acest eveniment. E o mare bucurie pentru noi toți. Este un târg pe care noi l-am propus acum 4 ani. An de an am realizat acest târg în Alternativa Step by Step din acest an și la nivel de școală. Este un târg prin care ne bucurăm de sfârșitul unității tematice toamna. E o activitate outdoor, e interdisciplinar, vizăm mai multe tipuri de competențe, manageriale, antreprenoriale, creativitate, dar cel mai mult ne dorim ca ei să arate cât de empatici și cât de mult accent au pus pe calitatea produselor, nu neapărat pe cantitatea lor, și pe modul frumos în care știu să lucrez în echipă, pentru că astfel de acțiuni asta fac. Am reușit să vând prăjitură cu mere. Făcută de tine? Da, împreună cu bunica și must de casă. Și altceva? Ai reușit să vinzi din produsele tale? Da, un pic de prăjitură cu mere. Colegii ce au spus? Au gustat și ei? Da, a fost bună. Văd că ai venit pregătit, ai și o pălărie foarte interesantă. Cu ce ai venit aici la stand? Cu un dovleac, cu bomboane, cu niște coronițe și cu aranjamente de toamnă. Ai contribuit și tu la realizarea lor sau te-au ajutat părinții? Cum a fost pregătit? M-au ajutat și părinții, dar am contribuit și eu. Îmi place chestia că toți banii sunt pe fond de clasă, adică cu banii ăștia noi o să mergem într-o excursie, vrea doamna. Cu ce ai venit astăzi la stand? Ce ai pregătit? Un aranjament de ușă, decorat de să faci poze, chec de nuci, un chec de nuci, prăjitură cu dovleac și am mai pregătit și niște aranjamente, am pictat 2 tablouri și am mai făcut aranjamente. Atât de multe lucruri ai făcut doar tu? Te-au ajutat și părinții? Și părinții. Și ai succes? Ai reușit să vinzi ceva? Da, aproximativ 60 de lei am făcut. Ce o să faceți cu banii? O să-i dăm pentru fond de clasă ca să mergem într-o excursie. Astăzi am adus niște sirop de mure, vină și dulceață, niște o prăjitură. Arăți și nouă puțin? Da. Ai făcut tot tu prăjitură? Da, împreună cu mama și cu tata. Am mai multe produse. Intrați, sunați la numărul nostru de telefon. Am pregătit un tablou, niște păianjeni de jucărie de decor și chestii, prune, dulcețuri și biscuiți. Cine te-a ajutat? Poftim? Cine te-a ajutat? Învățătoarea. Și mai cine? Oana.
Și mai cine? Și colegii? Și colegii. Așa, mami. Eu vin. Te ajută, mami. Ba, da. Mă ajută cu multe. Cum vi se par activitățile acestea pe care le desfășoară învățătorii alături de copii și implicit și de părinți? Sunt foarte frumoase, ar trebui făcute mai des. Asta îi ajută și pe părinți să se implice mai mult în creșterea și educarea copiilor. Și este o fericire pentru copii. De exemplu, azi dimineață nu mai avea răbdare să ajungă la școală, că are de lucru. Eu aici astăzi am pregătit tort cu nucă, mere și prune pentru dumneavoastră. Foarte bine arată. Ai pregătit-o singură asta? Nu, am pregătit împreună cu părinții și familia mea. Și ce vrei să faci cu ea acum? Eu acum doresc să împart cu toată lumea. Cei mici au avut parte de o experiență de neuitat, iar munca în echipă i-a apropiat și mai mult. Dovadă sunt și îmbrățișările pe care și le-au oferit unii altora.